Un tânăr fermier din comuna Gorban, județul Iași, a declarat pentru AgroTV că subvențiile acordate de stat sunt insuficiente pentru afacerile agricole. În aceste condiții a fost nevoie ca să utilizeze mai multe împrumuturi de la bancă pentru a putea continua cultivarea pământului. În altă ordine de idei, și acest agricultor se lovește de o altă problemă care afectează toată industria agricolă. Lipsa forței de muncă l-a obligat ca să-și implice în muncile câmpului toată familia. Altfel, nu ar fi reușit să-și țină ferma pe linia de plutire. Mă numesc Lipovanu Petru Cristian, sunt fermier în comuna Gorban și mă ocup de agricultură din 2016. Este ceva ce îmi place, asta am de gând să fac și de acum încolo. Spre ce domeniu v-ați orientat? Ce cultivați mai exact? Cultiv porumb, farea soarelui și cereale, grâu. Ce suprafețe și cum a fost până acum? A fost și bine, dar și foarte greu. Mai ales când o iei de la zero, este foarte greu. Sperăm să fie din ce în ce mai bine. Pe ce suprafață aveți? Cultiv în jur de 90 de hectare. Dintre care le împart în aproximativ 3 părți egale. 30% grâu, 30% porumb și 30% floarea soarelui. Ce a fost mai dificil până acum? Mai dificil a fost cu achiziționarea de utilaje, pentru că an de an trebuie să ne îmbunătățim, să ne punem la punct cu utilaje și asta a fost cel mai dificil. Forța de muncă, ați găsit forța de muncă necesară pentru partea de recoltat? Din ce în ce mai greu cu forța de muncă. Tinerii de la noi, majoritatea sunt plecați în afară și încercăm să ne descurcăm cu familia. Deci, practic, e o afacere de familie. Exact, da. Este o afacere de familie și în familie ne ajutăm. V-ați gândit să extindeți suprafața? Care sunt planurile pe anul ăsta? Este din ce în ce mai greu să ne extindem, pentru că majoritatea terenului este arendat și de acum să păstrăm care îl avem, să încercăm să, de la an la an, să ne îmbunătățim performanțele în a produce. Subvențiile sunt o soluție salvatoare pentru un fermier? Subvențiile, da, ne ajută foarte mult, dar totuși par un pic cam micuțe față de nevoile fermierilor. Deci, practic, sunteți nevoiți să vă ajutați singur, să găsiți alte soluții. Ce soluții ați găsit până acum? Credite? Împrumuturi, credite, subvenții luate în avans, să ne putem descurca.